De undeva din pe falia grecească la suprafață, la 7 ochi, unde îl vedeți? Pleacă din Vrancea, cu multă, din Vrancea, cu multă, cu mai mult dezastru în zona Buzăului. Adică sunt ceva și probleme. Da, deci da? în zona Buzăului. Și ce a mai văzut domnul Diaconescu? 6 grade nu e, bine, nu e nici puțin, dar nu e nici mult. Nu prea moare nimeni la 6 grade, așa că oamenii trebuie să stea liniștiți. În general, la 6 grade, clădirile astea mai șubrede, mai audă, dar nu este. De la 7 încolo începe să fie... Domnul profesor, dar ce am mai văzut? Am văzut o erupție tot în Vrancea a unui vulcan. Și asta nu prea cred. Păi ești vulcan, ea noroiești, nu? Nu e. Ce ea poate să erupă? Nu, dânsa ce vede. În Vrancea? Vede erupția unui vulcan energetic. Energetic. Nu e vorba de un vulcan cu lavă de asta pipăibilă. Energetic. Eu pentru că, vedeți, explozia energetică va fi înaintea cutremurului. Că întâi se produce la energetic. Pentru că atunci când plăcile începe una către cealaltă presiunea, întâi se produce o degajare de energie pe care dânsa o vede sub forma unui vulcan, după care urmează efectul mecanic. Un vulcan care se aprinde, uitați, deci cum mi-a venit informația, un vulcan care se aprinde în țară an viitor, 2011, toamnă. Păi, deci nu e? Nu acum, în decembrie? Deci, va fi un cutremur și va fi o erupție. Deci, până în toamnă 2000, până în toamnă 2011. Până în 2011. Da. Până atunci e termenul limită, termenul maxim. Limită, și la cutremur. Și la cutremur. Și la cutremur, dar cutremurul este, cred că, mult mai rapid. Ca să înțelegem, deci cutremurul poate să înceapă din perioada... Deci după 15 noiembrie, ce am zis, nu noiembrie... Între 15 noiembrie, că până, suntem astăzi 15, da, 7, până 7, 8, 9, 10 decembrie. Asta e perioada de început și până în noiembrie, până în toamna lui 2011. Până în toamnă cu erupție, nu. Din noiembrie de acum, doamnă? Da. Deci din noiembrie. Trecem repede, doamnă, trece repede timpul. Păi 15 noiembrie a cam trecut, dacă nu, deci, la nu, ce de azi. Nu de acum mi-a spus chestia asta, este o chestie de vreo 2-3 săptămâni. Asta e o predicție a dumneavoastră făcută acum 2-3 săptămâni. Acum 2-3 săptămâni, chiar și mai bine. Trebuie subliniat încă o dată ce a spus doamna înainte, apropo de ce primește informații din, să zicem, din astral, băi, timpul vostru nu e timpul nostru. Dar asta tot timpul eu am specificat. Deci, când dați niște date, ele pot fi luate ad literam din punct de vedere calendaristic. De către ceilalți, să uite la calendarul ăsta. Dacă e pe o altă falie temporală, deci pe altă bandă de circulație a timpului, 15 noiembrie, pe care îl vedeți dumneavoastră, acum 2010, poate să însemne 15 noiembrie 2110. Nu, eu îl văd ca timp, deci eu... Păi îl vedeți în timpul dumneavoastră? Dar îl văd ca imagine, cum să vă spun? Imaginea imagine, doamnă. Nu, domnul profesor, când evenimentele se vor petrece mai târziu, când este de ordinul anilor, eu le văd într-un plan îndepărtat. Deci când evenimentele sunt foarte apropiate, mai apropiate, eu le văd aici, în plan când a fost vorba apropiat despre personajul de ținută culturală, Adrian Păunescu respectiv, ați văzut cumva și odată sau l-ați văzut aproape? Foarte aproape. Am zis toamnă. Da. Toamnă, pentru că imaginea pe care o vizualizați dumneavoastră în Așna era o imagine de toamnă, un film de toamnă. Deci am specificat toamnă acum. Da, mă interesează dacă toamna era pe anul ăsta sau era fără dată. Pe anul ăsta. Înseamnă că vedeați foarte aproape. Vedeam, imaginea o vedeam foarte aproape. Cum vă văd pe dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră oricum faceți o raportare în limbajul obișnuit la niște date calendaristice, numai că în viziune nu vă apare calendarul. Nu. Acolo nu apare, apare evenimentul care îl vedeți la distanță sau aproape. Și ca interpretare. Deci și interpretarea personală, de-a lungul timpului, prin exercițiu, prin rutină, ați început să cam știți unde se plasează în timp. Exact. Dar asta este numai
o presupoziție a dumneavoastră personală, că altul n-ar putea să o vadă așa. E vă privește direct. Da, da, absolut, da. Ca viziune generală, ea este undeva în timp, când o vedeți la distanță, undeva, vă vedeți aproape, e aproape. Vă vedeți numai mișcările, numai filmul în dinamic. Nu vedeți date de calendar. Văd și date, dar nu tot timpul, nu la orice eveniment. Sunt, știți, văd când și date. Vedeți date? Vedeți date în momentul în care subconștientul dumneavoastră este stimulat, fără să vă dați seama, să se apropie de un sistem de referință obișnuit, adică calendarul. Și atunci subconștientul dumneavoastră operează undeva cu un centru, formațiunea reticulară din hipotalamus, și vă convertește, așa cum pățim toți când dormim noaptea și visăm ceva, când ne trezim, ni se pare că știm visul cum a fost. El nici pe departe nu e așa. Mai ales că îl vedem de la coadă la cap. Nu-l vedem de la cap la coadă. Îl vedem în limbaj intraductibil aproape pentru planul ăsta. Dar fiecare visează de 90, fiecare persoană de 90 de ori pe noapte. Numai că anumite vise, cele de la Alba, se este se amintesc. Discutabilă încă treaba asta. Că se poate visa, sunt așa numitele vise lucide, când sunt între starea alfa și starea beta. Și mi se pare că sunt treaz, dar și visez. Pot să visez formă în starea delta, și când mă duc în starea teta sau în somnul profund, am niște, de fapt nu mai sunt vise așa cum știm noi, că atunci sufletul e decorporalizat total, sunt în astral, călătoresc și vin cu informația pe care o convertesc aici. Domnule profesor, dacă îmi permiteți, eu fac parte la Bologna dintr-un centru de cercetare pe paranormal, care se numește Il Laboratorio. Nu știu. A, cunoașteți, poate ați auzit de domnul Marabini. Da, da, da. Enrico. Da, 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 da. Este directorul general, da, da, da. Este o notorietate. Cunosc toate preocupările acestui centru. Exact, este... Da. Cu mine s-au făcut foarte multe experiențe. Pentru și puteți să vorbiți. Un bun medium. Și să, da, cu dumneavoastră aș putea, da, de exemplu, să fac adică ședințe de spiritualitate sau spiritism în limbaj obișnuit. Da, știu. Foarte ușor, că sunteți un bun mediu. Vă percep ca vibrații. Da, da. Dacă ar fi să discutăm despre ceva din ei, intrați repede în transă. Da. Eu am discutăm. Intrat de patru ori în trans, da. Și nu trebuie, profesorul meu, că am făcut și Academie de Pranoterapie la Roma. Ce anume? Academie de? De pranoterapie, deci bioenergie psihosomatică. Prana de la India. Trei tipuri de energie. Fohat, care e electromagnetică, prana, care e pe un alt plan, și aia de care vorbea domnul Alupi când s-a supărat foarte tare, Kundalini, când s-a supărat procurorul dumneavoastră. Doar dumneavoastră v-ați putea înțelege cu procurorul meu. Eu m-aș înțelege foarte bine. Limbajul ăsta extraordinar. Dar lămuriți-mă, spun interesatorii, la mormântarea lui Adrian Păunescu, au văzut, la un dat a căzut o icoană. În fine, Andrei Păunescu a ridicat-o, a pus-o la loc, dar spun telesatorii că asta are o semnificație în termen popular, că mai trage pe cineva după el, pe poetul, o altă personalitate mai moare. Va apare așa ceva în viziunea asta dumneavoastră? Dacă tot ați nimerit-o cu bietul Adrian Păunescu, poate nimeriți? Va mai muri o persoană importantă. Din România, da? Din România. Când? Nu peste mult timp. Peste cred mult. Că este un gen... Așa mă bucurie, așa e politică? E un procuror. Serios? Da. Adică persoana importantă, asta vreau să mă întreb în sensul ăsta, sau adică iubită de oameni? Nu iubită, no, adică no, vin no, puțin no, la mormântare. Importantă ca persoană, personalitate, da, sunt publică. Publică. Mare procuror, da? Este și un moare procuror. De ce? De boală, de accident? De subit, așa, cine știe? Mare, un atac de cord. Atac de cord, moare, da, un procuror, da? Interesant. De subit. Da. Și ce înseamnă nu peste mult timp? Adică mai durează mult, mai așteptăm, Doamne iartă-ne, da, mai așteptăm mult. În fine. Este de ordinul lunilor. Văd de ordinul lunilor, 2, 3, 4, 5, maxim 6. Bun, deci recapitulăm informații date de doamna Doina, care până una alta primele trei prognoze le-a nimerit, așa cum v-am spus, legate de un tsunami, un vulcan și moartea unei personalități culturale din România. Și căderea guvernului, scuzați, da? în Franța, că eu am auzit... Căderea guvernului, da, a căzut în Franța, bine, l-a pus tot pe ăla, la bine, dar nu, eu am auzit da, așa... Da, e adevărat. Până noi ne interesează mai mult astea care se petrec în România, ca să fim sinceri, ce se întâmplă la alții mai îndepărtat. Dar acum, vreau să spuneți că un cutremur s-ar putea să vină de 6 grade, mai încolo puțin, peste niște săptămâni, dar cel mai târziu la anul,
În toamnă erupție, sau doar erupția e cel mai târziu? Erupția până în toamnă. Și cu deci când e cel mai târziu? Mai devreme, nu, mai devreme. Înainte. Bine, noi ne mai întâlnim așa, mai veniți în România peste o lună și vă întreb. O să fie o schimbare de poli. Schimbare de poli? Asta nu știu, domnul profesor poate să ne lămurească. Asta mai auzit-o și eu, că se inversează polul nord cu polul sud. Deja, din punct de vedere, deci polul geografic nu coincide cu polul magnetic. Polul magnetic se constatat de geofizicieni că se deplasează cam cu 40 de kilometri pe oră în sens, dar asta se întâmplă periodic, la cam la 11.500 de ani, la 11.500 de ani polul nord devine polul sud și polul sud deci se rotește, pentru că e o chestie din interior, din miezul magnetic din interior, la lichid de fier și de... și se modifică rotația. Nu uitați că se modifică și vibrația Schumann, deci suntem acum 100 de ani era la 7,8 Hz, acum ce este asta, la 12. Vibrația Schumann, ce înseamnă? Scoarța terestră, Pământul, și stratul ionosferic, deci ionosfera. Aici, între cele două scoarțe, ca să zic așa, există o cutie de rezonanță. Pe suprafața Terei, în fiecare secundă, se produc cam 1 miliard de descărcări electrice. Toate astea dau un fel de zgomot de fond electromagnetic care dădea vibra Pământul, deci planeta asta, pulsează ca și inima, pulsa cu 7,8 Hz pe secundă. Da. Mărindu-se vibrația Schumann, că fizicianul Schumann a descoperit treaba asta, deci mărindu-se cantitatea de descărcări electrice, planeta a început să vibreze mai rapid. Deci a ajuns la 12,7 Hz pe secundă. Asta duce la scurtarea timpului. Deci timpul nu mai este ca acum, să și știe, timpul nu mai e de 24 de ore ca acum 100 ceva de ani. Că trece mai repede. E 16 ore. Adică, 16 ore, stați. Păi noi trăim în 24, deci secunda s-a micșorat, domnule. Da. S-a micșorat, s-a mărit viteza. Și mărindu-se viteza, se micșorează spațiul. Noi trăim acum cam ce trăiau străbunicii noștri la 24 de ore, noi trăim de fapt în 16 ore. De aia ni se pare că trece repede. Pentru că de ce ceasul nostru biologic încă nu s-a adaptat la nou ritm, la noua frecvență. Deci sinusoida nu mai e cum o știam noi. Acum are amplitudinea mai mare, dar lambda mai mic. Deci pasul e mai mic. Și asta merge în continuare. Toate treburile astea conduc la, deci la vibrația Schumann, care se micșorează. Viteza crește, crește și în reacțiile noastre. Crește până și biologic vorbind, funcțiile biologice ale organelor s-au accelerat. Percepțiile noastre ezoterice, somnul, visele, sunt accelerate pe o altă dinamică. Ceea ce vedeați dumneavoastră acum 20 de ani, într-un anume ritm, acum vedeți în alt ritm. Pentru că s-a micșorat timpul, se concentrează și pe zi ce trece. Să nu uităm că sunt particule, deci mă întreba cineva, domnule, dar anul 2012, că se spune că va fi și va fi 3 zile de lumină, pe urmă nu știu cât întuneric. Și am zis, dar voi mai știți că v-am auzit vorbind că vibrația Schumann crește până la 13 Hz, moment în care timpul devine egal cu zero. Da? Da, bineînțeles. Păi un eveniment în timp zero, ce durată poate să aibă? Zero. Păi sunt particule care trăiesc o fracțiune de secundă și parcurg toate evenimentele pe care cosmosul le-a întâmpinat până acum și le va întâmpina într-o fracțiune de secundă, fiindcă timpul iar e o noțiune relativă. Și atunci noi, într-un timp zero, vom trăi pentru alții, bă, o secundă, iar pentru alții, de pildă, dacă ne-am suit pe un foton acum și am plecat către steaua Sirius, cel care e călare pe foton va avea senzația că în secunda următoare a ajuns pe planeta Sirius. Pentru un observator terestru, el va trebui să facă 9 ani până acolo. Deci timpul e un concept relativ mental legat de funcțiile noastre biologice atâta timp.
Bun, să aflăm ce se va întâmpla în România, de exemplu, când cade guvernul, dacă va fi suspendat președintele sau nu, sau meciul de la România-Italia, pe care, al cărui rezultat îl cer telespectatorii repede, o să le aflăm toate astea. O trăsătoare, Irina din București, spune că n-a căzut o icoană la mormântare, ci fotografia lui Păunescu de lângă cruce ar fi căzut și că ăsta e un semn, mă rog... De regulă, explicațiile de felul acesta nu sunt ca niște semne prevestitoare, ele sunt legate de o anumită mentalitate. De regulă, așa cum pe piele avem câteva zeci de milioane pe un centimetru pătrat de microbi și nu-i vedem, în câmpurile, deci în câmpul din jurul nostru, în astral, e o faună întreagă de entități care bântuie pe aici, pe lângă noi. Una dintre ele mai jucăușe.